Azi o să vorbim despre schițe parametrice și funcții. Ca prim exemplu, să ne gândim la în cazul unui televizor. Un televizor, în ziua de azi, de obicei are proporția 16:9. Asta e o informație pe care o știm despre forma lui. O altă informație, atunci când cumpărăm, alegem modelul, de cele mai multe ori e dată diagonală. Din aceste două informații, un dreptunghi, proporțiile 16:9 și de diagonală cunoscută, se poate determina dreptunghiul. Să zicem că ne propunem să facem un model generic de televizor din ăsta și apoi, în funcție de câți bani are beneficiarul nostru, îi propunem un televizor mai mare sau mai mic după diagonală. Deci îl lăsăm să-și aleagă singur diagonală. Cum fac asta? În primul rând, unitățile. Nu lucrăm în milimetri, modificăm de aici în centimetri. Apoi, creez o schiță în planul frontal și ne adăsăm în dreptunghi. Oarecare. Să fixăm ceea ce putem să fixăm la el. Geometric. Îi punem un punct la mijlocul bazei și cerem ca acel punct să fie fix în origine. Coincident, mijlocul bazei să stea pe origine. Astfel încât când dimensionăm să se păstreze fix un punct semnificativ pentru modelul viitor, mijlocul bazei. Apoi, regula de 16:9. Cum îi spunem noi acestui dreptunghi că vrem să aibă o proporție de 16:9? Cum ați face grafic lucrul ăsta? Presupun că aici mi-ați răspuns că ați desena un dreptunghi de 16:9 și ați prelua proporția, diagonală. Haideți, facem așa. De aici zicem că avem 16, tab, 9, invers, 16 și 9. Și acum dacă desenăm o linie așa. Și aici desenăm o linie așa, diagonale. Și punem condiția ca cele două diagonale să fie paralele. Avem aici paralelismul. Acum observați că cum aș mișca cursorul, figura e proporțională. Asta ar fi o prima soluție. Mă rog, mai greu aia, fiindcă am desenat aici alături o figură pe care nu putem să o ștergem, fiindcă dacă o ștergem, pierdem regula. Am mai putea să o ajutăm puțin, în loc să o desenăm aici, să o desenăm undeva oriunde aici. Când am început desenul, m-am agățat de diagonală. Aici s-a așezat singură o linie orizontală și aici o linie perpendiculară pe ea, care s-a agățat de diagonală. Deci, figura e constrânsă bine. Acum mai fixez proporțiile ca înainte. Îi spun sketch dimension, asta să fie 16, asta să fie 9. Sunt linii ajutătoare. Le putem marca. Și acum avem figura un pic mai elegantă ca înainte. Hai să venim și cu regula a doua. Dimensiunea diagonalei. După cum mișcăm cursorul, se așează paralel cu XY sau paralel cu obiectul aliniat. 60, să zicem. Acum figura e complet constrânsă.
Și am putea de aici să începem modelarea, nu o să fac, nu mă ocupați de modele 3D, dar pe baza acestei schițe e clar că putem să facem tot televizorul. Și ce facem când când dăm schița asta către beneficiari sau către altcineva care se ocupă de amenajarea unei case sau alta? Acela va trebui să intre în model și să-și găsească schița determinantă pentru televizor și aici să-i modifice 60. Nu știm, știe sau nu știe lucrul ăsta. Pentru ca o echipă multidisciplinară să poată lucra bine, avem posibilitatea să declarăm niște parametri, să le dăm nume și toată lumea știe că își găsește parametrii esențiale aici, la Modify 5 parameters. Deci pot să fie și oameni din echipă care nu știu să opereze în modelul nostru, dar toți știu să intre aici și să găsească user parameter. Ce avem deocamdată? Nu avem niciun parametru la user. Avem o singură schiță în care au apărut 3 dimensiuni pe măsură ce le-am pus. Ele au nume date aleator. Vedem că dimensiunea care determină diagonala este de 5. Și procedăm în felul următor. Creăm un parametru utilizator cu un nume foarte clar pe care să-l înțeleagă oricine intră aici, exprimat în centimetri, cu o dimensiune propusă, o dimensiune inițială, să zicem 80 de centimetri. Aici putem da și niște indicații scrise. Și aici, în loc să scriem un număr pentru D5, scriu diagonala. Am început să tastez și l-aș fi văzut. Ok. Vedeți că acum a apărut ceva nou pe cotă. Scrie FX. Asta înseamnă că e determinat printr-o formulă. Deci e preluat de la parametru user numit diagonală. Bun, și dacă vreau să fim și mai eleganți și să nu mai facem desene ajutătoare, dar știam mai bine niște matematică, procedăm cam așa. Făceam un dreptunghi, o să-l fac aleator. De fapt, repet ce am făcut înainte. Puneam un punct pe mijlocul bazei și pe acela îl fixez, nu contează că nu e în origine. Dau fix. S-a făcut negricios. Îi desenez diagonala. De aici până aici. Pe care o fac linia ajutătoare. O cotez. Am început să scriu numele variabile utilizator definite înainte și mi-apare aici, pot să o aleg dintr-o listă de user parameter. Deci nu trebuie să mă întorc la aici, în tabelul de parametri și să o modific. Pot să o fac și direct grafic. Și ne mai trebuie ceva. Ne mai trebuie acest unghi. Figura e nedeterminată, da? Unghiul ar fi cel care determină figura. Și ca să mai facem desene ajutătoare și paralele și alte chestii stângace, am putea proceda și așa. Punem un unghi aici. Cât e el? E, acum trebuie să ne amintim un picus de trigonometrie. Deci este unghiul a cărei tangentă este 9 supra 16. Raportul catetelor 9 supra 16 este tangenta unghiului. Când întrebam la matematică ce unghi are tangenta atât, de fapt trebuia să răspundem cu funcția arctangent, care pe limba calculatorului e atan de 9 supra 16. Da, latura opusă a unghiului supra latura adiacentă unghiului cateta. Și acum am făcut același desen ca aici, dar într-un mod mai
Elegant. Chiar nu contează cum alege să lucrați elegant sau murdar. Important este să rezolvați problema, astfel încât și ceilalți să poată opera pe modelul parametric. Da? Deci dacă oamenii o să intre doar aici, nu o să știe ce ați făcut voi prin fundal. Ok. Și modelul s-a actualizat.